Oceanul Pacific. A ieșit un pește mic și pe coada lui se ia, ieși afară lumea. Da. O casă modestă, cu ferestre deschise spre câmpul de la marginea satului, e universul micuței Beatrice, o copilă de 6 ani, ale cărei probleme de sănătate ar fi rămas netratate dacă în satul ei nu ar fi ajuns echipa UNICEF. Beatrice e un copil energic și vesel. Ar alerga toată ziua pe câmpul din poarta casei dacă ar avea forță de plină în picioare. Fetița calcă strâmb și ezitant din cauza unei probleme la picior care i-a afectat tonusul muscular. Boala copilei s-ar fi agravat dacă nu s-ar fi deschis în comună centrul comunitar integrat. Copiii din familiile vulnerabile primesc aici acces gratuit la servicii specializate în funcție de nevoile lor. La centru, Beatrice a primit la timp un diagnostic și a început recuperarea. Hai, așa, 1, numărul cu mine, Beatrice. Așa. 3, 4. Pot să stau într-un picior, să joc șatranță, pot să fac tot. Încă mai avem puțin de lucrat la piciorușul stâng. Dacă nu este tratat la timp, poate duce la procese degenerative, la traumatisme la nivelul piciorului și la acest motiv este bine să fie luată din timp și corectată, astfel încât să aibă un mers de balerină, de prințesă, nu? Familiile care vin în centrul comunitar integrat primesc servicii oferite de o echipă formată din asistent social, asistent medical, educator, logoped, psiholog și kinetoterapeut. Există în centru și un laborator pentru analize medicale. În acest centru, recuperarea copiilor se face prin joc. Cei mici își recapătă astfel și sănătatea și zâmbetul. Drumurile la centrul comunitar integrat au schimbat-o pe Beatrice. Fetița e mai activă, aleargă alături de cele două surori și de verișoara ei, dar cel mai mult se bucură că poate ține pasul cu colegii de clasă. Îi se citește bucuria în ochi când povestește despre școală. M-am îmbrăcat doamna în cenușele astea pe mine și m-am îmbrăcat cu hârtie cerată. După aia am făcut o coroniță și mi-a pus-o în cap. Ce vrei să te faci tu când o să crești mare? Pompier. Cum adică pompier? De ce pompier? Că pompierul stinge focul când e cineva în apă. Vine și îl salvează. Viitorul copilei de 6 ani din Bacău și ai altor copii cu probleme de sănătate depinde în mare măsură de serviciile pe care le primesc în cele 5 centre comunitare integrate, deschise de UNICEF în județele Bacău și Brașov, în cadrul inițiativei România pentru fiecare copil. Fiecare dintre noi poate deveni eroul copiilor vulnerabili. Intră acum pe beatrice.unicef.ro și alege o donație lunară. Ajută-i pe Beatrice și pe alți copii cu probleme de sănătate să aibă acces la serviciile specializate de care au nevoie în comunitățile lor. Îți mulțumim!